Toate primăriile din Gorj au trebuit să depună noile organigrame cu referire la numărul de posturi rămase în urma restructurărilor pe care trebuiau să le facă conform ordonanței privind reducerea de personal. Fie că numărul angajaților era mai mare față decât prevedea ordonanța, fie că numărul acestora era mai mic, reprezentanții primăriilor au trebuit să depună listele pentru a le fi verificate de către reprezentanții prefecturii Gorj. Următorul pas este acela de a primi avizul de la ANFP. În momentul de față, toate primăriile de la nivelul județului Gorj ne-au trimis proiectele de hotărâri și proiectul de organigramă la instituția prefectului pentru avizul de legalitate, urmând ca mâine, pe data de 28.07.2010, un reprezentant al fiecărei primării să se prezinte la Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru obținerea avizului din partea agenției. Mare parte din primarii gorjeni au optat pentru înființarea unei poliții comunitare locale. În acest fel, au salvat unele posturi. Ați înființat poliția comunitară? Da. Am avut paznici pe care i-am transformat în poliție comunitară. De ce ați luat această decizie? Ca să ne încadrăm cu personalul. Și ce personal aveți acum și ce personal trebuie să aveți? Deci avem 21, avem dreptul la 22 și avem 21 jumate. Numărul salariaților fiecarei primării este stabilit în funcție de tipul localității și numărul persoanelor domiciliate în localitatea respectivă.